Educației care reduce numărul de elevi dintr-o clasă de liceu. Este vorba despre 26 de copii maximum într-o clasă de liceu teoretic și 24 de elevi maximum într-o clasă de liceu tehnologic. Și ministrul Educației Sorin Câmpeanu e în direct cu noi. Bună seara, domnule ministru! Bună seara, domnul Prelipceanu! De când se întâmplă? Începând de anul acesta, de la constituirea clasei a noua. Pentru filiera, așa cum ați precizat, pentru filiera tehnologică și învățământul profesional, inclusiv învățământul dual, dar și pentru filiera vocațională, e vorba de profilul sportiv, teologic, pedagogic și liceu învățământ de artă, de la 28 de elevi în clasă, la 24 de elevi este reducerea, se va aplica uniform la nivel național și înseamnă o reducere de 15% a numărului de elevi în clasă. Pentru filiera teoretică, pentru început, reducerea a fost de la 28 la 26 de elevi. Am dorit în acest fel să arătăm un prim pas concret pe ceea ce este deja clarificat în proiectul România Educată, și anume reducerea numărului de elevi la clasă în beneficiul calității. Asta înseamnă, la nivel național, se vor constitui cu 1000 de clase mai mult doar la clasa noua. Da, asta era o întrebare. Deci rămâne la numărul de elevi, se aplică această regulă, asta înseamnă că numărul de clase va fi mai mare. Cu 1000 de clase, da. Bun. Față de regula care fusese promovată prin ordin de ministru în septembrie 2020. Asta înseamnă că veți avea nevoie și de profesori mai mulți? Da, și mai cu seamă avem nevoie întotdeauna de profesori calificați mai mulți. Adică de profesori mai buni. Este o măsură mult așteptată, domnule ministru. Iată că se întâmplă, începând cu anul școlar viitor. Întrebarea aici ar fi, ce urmează? Umblați și la materie? Umblați și la curiculă? Da, pentru liceu sunt în dezbatere planurile cadru. Mai exact, disciplinele și numărul de ore alocat săptămânal fiecarei discipline. Consultarea publică urmează să se încheie pe data de 31 ianuarie. Foarte târziu, foarte târziu. Dar important este, dacă e târziu, măcar să avem un rezultat bun. Dacă nu avem un rezultat bun, poate nu e bine să schimbăm. Dacă nu avem o variantă mai bună față de planurile cadru în vigoare, e bine să ne mai gândim. Este spațiu în școlile din România pentru încă 1000, în liceele din România, pentru încă 1000 de clase? Este spațiu, deoarece această promoție care va începe clasa noua în toamnă este o promoție mai mică, pentru că sunt acei elevi care au fost splitați în clasa pregătitoare și clasa întâi. Ok. Deci este un moment, chiar dacă din perspectivă bugetară nu e deloc cel mai fericit moment, din perspectiva realităților din educație și anume exact a efectivelor de elevi, dacă am considerat că dacă ratăm acest moment de micșorare a numărului de elevi în clasă, e greu să vină un moment mai propice, tocmai din această perspectivă a infrastructurii necesare și a nevoii de resurse umane. De ce doar la liceu, domnule ministru? Am analizat și varianta în care, pentru că în primul rând trebuie făcut la început de ciclu. Sigur că ne-am gândit și la clasa pregătitoare și la clasa a cincea. Sperăm că anul viitor să putem implementa și la acest nivel reducerea numărului de elevi în clasă. Mulțumesc mult, Sorin Câmpeanu, ministrul Educației, în direct la Digi24, despre o decizie nouă. Ministrul Educației a anunțat că numărul de elevi dintr-o clasă de liceu se va micșora începând cu anul școlar viitor. Este vorba despre primul an de liceu, clasa a noua. Scurtă pauză și